Salut, berbeci! Voi face talarea pentru citirea pentru luna februarie 2023. Deci, luna februarie. Să vedem sfatul oracolului Lenormand. pentru resurse. Da. Aveți, am putea spune, vorba de o femeie care se implică în viața voastră, o femeie vicleană, o femeie pentru un bărbat poate fi și o amantă, pentru o femeie, o prietenă care să de drept prietenă este o femeie vicleană care păstrează un secret. Dă impresia că vrea să vă dea un sfat, că este o persoană cu mai multă experiență, dar trebuie să fiți atenți, fiindcă este vorba de un secret păstrat. Un secret pe care îl știe ea, dar s-ar putea să-l aflați și voi. Și uh, încearcă să vă manipuleze. Să vă țină sub control cu această față a persoanei bine intenționate să vă dea un sfat, să vă ajute. Haideți să vedem ce spune și tarotul. Uh, voi folosi tarotul ermetic. Resurse, da? Luna februarie. Un drum plin de. Deci, o lună în care veți parcurge această lună cu foarte multe pericole, adică pericole la genul că nu veți avea parte de persoane care sunt bine intenționate. Sunt persoane care vă bărfesc, vă mint, vă lingușesc. Sunt capabili să vă întindă capcane, dacă observați în această, acest arot, se vede mai, să zicem, mai greu puțin. Sunt doi, un lup și un câine, care stau în această trecătoare, parcă. O trecătoare care nu este prea simplă, adică aveți apă. Observați că este ca un fel de cascadă, așa, printre două turnuri. Și voi, acesta este drumul vostru. Deci, luna în pești. Să vedem mai departe. Voi face o pe care am mai făcut-o, nu mai schimb. Deci, voi, ce blocaj aveți în viitor? ce vă influențează chiar la începutul lunii. Aici trecutul. Ce vine din trecut spre voi, adică vă mai influențează ceva legat de trecut, ceea ce gândiți voi acum, mediul cei care vă înconjoară, speranțele voastre și finalul. Prima, așa cum sunteți, voi sunteți în așteptare. Voi așteptați ceva. Așteptați să întâmple ceva legat de resursele voastre. Este o speranță pe care o aveți. Vă doriți acest lucru. Deci ați început ceva și voi acum așteptați să vedeți ceea ce primiți, ce răspuns primiți. Deci ori că ați început o afacere mică, ori un proiect, ați făcut ceva. Și așteptați răspunsul. În ceea ce privește blocajul, nouă debute arată foarte multe blocaje. Persoane care cunosc acest lucru, persoane uh, rău intenționate care vor să vă uh, creeze probleme, să nu puteți să beneficiați de. Uh, rezultatul muncii voastre, de banii pe care îi meritați sau de răsplata pe care o meritați. Deci, cam acesta este un nou de bâte. Singurul. lucru pe care ați putea să-l faceți este să vă ascundeți scopurile. Acesta este sfatul arcanei, da? Deci, eu când spun sfaturile, sunt cele date în tarotul respectiv. Deci, încercați să vă ascundeți scopurile, fiindcă blocajele sunt foarte multe, nouă, nu vă este deloc ușor, luna în săgetător, uitați, luna în nu este una, deci nu este luna reprezentând emoțiile, săgetătorul de o zodie de foc, deci nu este benefic. Ce va, se va întâmpla la în începutul lunii? Aveți aici acest aspect legat de șase de cupe. Soarele în scorpion, deci poate să reprezinte persoane pe care le întâlniți după mult timp sau gândurile voastre care merg spre trecut. Spre relații din trecut, spre persoane din trecut, sau unii dintre voi chiar revedeți aceste persoane din trecut la începutul lunii februarie și pentru unii poate să reprezinte un moment în care voi veți încerca să. să Vă achitați de niște obligații, sau poate persoana respectivă să aibă aceste obligații și să încerce să se achite de aceste obligații. În schimb, trecutul vostru a fost speranța. Ați sperat foarte mult în trecut. Steaua asta reprezintă speranța. V-ați dorit armonie, înțelegere, v-ați fixat niște scopuri în viață, un scop, un obiectiv ce ați avut voi și ați încercat să vă protejați drumul în viață, să uh, vă bazați pe dreptate, pe adevăr și totuși reprezintă trecutul. Ce vă influențează încă în prezent este un trei de cupe. Este vorba de o distracție, o petrecere la care ați luat parte, v-ați simțit bine, ați comunicat cu persoanele pe care le-ați cunoscut noi, dar în același timp și voi ați arătat persoanele pe care le cunoașteți, adică cumva ați arătat că aveți Prieteni, protectori. În schimb, aici vorbim de viitor. Viitorul este legat de o verificare, de o inspecție. Fie că cineva va duce această inspecție sau. O femeie din câte observați în acest tarot, reprezintă o femeie. Această femeie are o zodie legată de aer. Gemeni, balanță sau vărsător. O femeie care nu are prea, nu are intenții bune, deci, ea chiar vă creează probleme cu această inspecție. Poate că ea a făcut o plângere, poate că ea a făcut o sesizare împotriva voastră, și acum aveți de suportat această inspecție, verificare, care se va întâmpla probabil în februarie. Așa cum sunteți, voi turnul. Turnul reprezintă, așa cum am spus, Marte. Vedeți semnul lui Marte. Marte care arată că ceva se năruie în viața voastră. Poate fi vorba de bunuri materiale, unde poate că ați fost imprudenți, ați greșit, ați avut anumite vicii sau resursele voastre. Este un aspect sau o afacere care nu mai merge și va trebui să acceptați stagnarea, dar aveți șansa la acest tur întotdeauna, fiindcă dacă observați personajul respectiv ajunge aruncat cu picioarele pe pământ, îl vedeți aruncat și poate să reînceapă totul, dar pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe, cu multă seriozitate. În schimb, mediul vostru, o prințesă de băte. Pare fi vorba de o femeie cu ascendent zodie lună plină în berbec, fiindcă avem berbecul reprezentat, sau în leu. Da? Deci, o femeie care pare să fie implicată, își urmărește Scopurile ei întotdeauna își dorește excursii, își dorește ceva nou, poate să fie legat de locul de muncă și își dorește ceva nou, un început nou, o creativitate nouă, o călătorie, dar de multe ori am putea spune, nu beneficiază de resursele necesare. Adică muncește, dar prea puțin avantajare din ceea ce face din munca ei. Aici reprezintă speranțele. Speranțele voastre sunt legate de o atitudine pe care ați abordat-o probabil sau vreți să o abordați, aceea filozofului, eremitul. Înseamnă filozoful. Un bătrân, o persoană care nu îi place să iasă în evidență, îi place să stea tăcută într-un loc retras. Prea puțin observată și în primul rând, deci nu este, să nu iasă în evidență, dar și uh, această, să zicem, uh, reprezintă pecioara, seriozitate în tot ceea ce face. Uh, preferă să vorbească mai puțin, să tacă, să analizeze, să uh, își folosească foarte mult mentalul, gândirea, analiza, seriozitatea în tot ceea ce face, dar și prudența, adică vrea să se protejeze acest eremit. El știe că vorba este de argint, tăcerea este de aur. Aceasta este speranța voastră, să fiți un eremit care știe să-și protejeze secretele, știe să se protejeze pe el. Și uh, aceasta ar reprezenta răspunsul final. Răspunsul final, din câte observați, este uh, Marea Preoteasă. Cunoaștere. Marea Preoteasă poate să reprezinte o femeie care are uh, aspecte pe lună, deci uh, rac adică zodia rac, ascendentul în rac, luna plină în rac sau în scorpion. O femeie care deține secrete, o femeie care nu este dispusă să vă împărtășească din secretele ei, dar este gata, pregătită să vă afle secretele. Este capabilă să vă facă să vă desteinuiți, să-i spuneți aceste secrete. Deci, o femeie care are această, să zicem, viclenie, nu de a afla secretele celorlalți pentru a le folosi atunci când ea are nevoie. Dacă vedeți răspunsul final la această etalare, legat de resurse. Femeie vicleană cu o grămadă de șerpi în cap, aici tot șarpe, femeie vicleană care se implică, secrete, secretele, secretele și blocajele pe care vi le aduce. Prin acest sfat, sau poate altcineva să vă dea un sfat, dar mare atenție s-ar putea să fie exact marea preoteasă care vine și vă dă da acest sfat și nu este deloc de urmat, adică este bine să gândiți tot ce se întâmplă, fiindcă <coughs> aici sunt secrete ascunse. Pot fi legate de bunuri materiale sau de resurse, de bani de munca voastră. Eu vă doresc numai bine, o lună frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.